u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salut, Frank Shansi, la un nou episod de FC25 pe opening la vânătoare de Total Rush titular. Dacă place seria, nu uitați să apăsați și butonul de like, e foarte important să abonați și legendar de important, atât dacă n-ați tot deja să follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de planetă să folosiți codul de reducere CATXPCG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați. Jocul ieftin pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC Coins pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite și o milioane de dolari și bicep și menajul doar dacă folosiți codul de reducere CATA10 pe Nutrilime.ro. Let's go time, domnilor! Am jucat la calificări pentru Weekend League, m-am jucat și niște Rivals și a întâmplat. Bestia a revenit, n-am cum să joc fără ADM acolo pe Striker sau un jucător care să aibă exact același stil de joc, adică trebuie să aibă viteză mare, neapărat racheta plus rapid, cred că zice celălalt, ceva în genul, combinația e absolut letală, speed boost-ul absolut necesar ca să poți să învingi defensivele legendare a jucătorilor adverși. Și hai să vedem ce pică la paghetozinii, domnilor, lăsați-vă în comentariu care este jucătorul vostru preferat de anul ăsta. În cazul meu este clar și categoric Nenea Demi, un card absolut bestial. Sper să aibă un sezon extraordinar în Bundesliga, să primească măcar un pot în ceva, că îl fac 100%. Și începem cu 2.83 plus, să fie bine să nu fie rău, linia total. Un moment de white și la poartă în gard. Ok. Nu-s niște double. Dăm și mie un Dembele, un ceva, un Virț. Ar fi rău un Virț. Ok, domnișoara mea pilon, hai că nu-i rău. 89 rating, all day every day. În seara asta cică ar trebui să apară un nou hero pack. La de data asta cică ar fi 88 plus oare. Sau 88 maxim, nu, 88 maxim. Max OVR 88. Era cumva să fie minim 88. Nebunesc, ok, pe ăla l-am dat, asta este, n-avem R9 din preview pack de data asta, n-avem FP-uri să băgăm acolo, așa că hai să-i dăm la Premium Mix Players Pack. Și să nu uit să dau claim la primii de la Squad Battles și să-mi joc după aia meciurile la Squad Battles din nou, ca anul ăsta ne jucăm all day, every day, Squad Battles, Rush, Rivals și Weekend Ligiano. Și ca să mă asigur că nu uit, și cu Anghilii. Să văd dacă am reușit să rămân Elite 2, am avut numai vreo 24.000 de puncte sau ceva în genul. Și am văzut că urca la 26.000 Elite 1 sau ceva pe acolo. Și vad battle și avem Elite 3, mă, fie antenă. Ok. Bine, nu e mare diferență între Elite 2 și Elite 3, dar cream că o să rămân Elite 2 cu punctele pe care le aveam. Nu știu exact cât am avut. Dar undeva pe acolo, pe la 23-24.000. Dar văd că am urcat concurența. Aia e, deși puteam să las primile astea pe final de episod ca să-mi dea o seama exact de pachetele primite. Deci a fost un 84, cred că ăsta, că-s curios dacă mă plătești și vreodată Squad Battles-ul sau joc dejaba. CM, Argentina, Bundesliga, Palacios, cred că e ăsta, ceea ce înseamnă că e o lemnărie totală legendară. Sigur că de-aia nea Palacios fix 84. Nici din greșeală un rating mai mare, du-te sus Nenea, dar oricum e bun că îl băgăm la SBC-uri, deci nu-i stres. 75 x 10 și ce mai era? Mai era încă ceva, un mega pack, cred. Sau ăsta. Da zi, avem mega pack pe aici cumva? Nu, ăsta era, rare mega pack. 83 plus garanta, mă nene, mă. Destul de tanchetă, dar nu e walkout. Striker. Nu știu cum îl cheamă, îmi scapă numele lui. Vericu, hai Veric afară, zapat. Nu m-ar deranja dacă mi-ar da în tradeable un Nenea cu un D. Cam asta ar fi. Ca să pot să-l înlocuiesc. Oh, let's go, două ancore corecte. Pot să... Liga în McDonald's, mamă ce m-am... Mă gândeam, ce spanac mă cu McDonald's și asta? După aia mi-am amintit că Liga nu are cu McDonald's-ul. Words. Dăm cu XL aici. Asta arată chiar fain, Fiorentina Home Kit. Pot îl pun al doilea kit, că e fain move-ul ăla. Banghilii, șbanghilii, banghilii, șbanghilii și șbanghilii. Trebuie să-mi cumpăr și eu totuși kit-ul Real Madridului. Los Blancos, adevăratos.
și 75-10 și cam astea au fost primirea la Squad Battles. Alții au icon-uri de milioane și plâng pe internet. Eu mă mulțumesc și cu cardurile astea. Nu știm exact unde le băgăm. Dar bun, e și astea. Juventus. Olandezi acum Miners, parcă. Spanghelii. Agigele. Și uniform. Let's go. Și miniatura Mozaurus, sigur că da. Aici, cu XL Salpa. Nu cred că au vreun preț corect cardurile de 83+. Și la capăt avem un Jumbo Premium Gold Pack. Amănenem 7 jucători rari, domnișoară. Așa, după mișcarea din șolduri, aș fi zis că e domnișoara Renarda, nu este. Ar fi fost walkout. Este pe, nu-i pe Romain Magnon, care era la Juventus. Este domnișoara Picaud. Ok. Sau Pico. Ceva pe acolo. Și în rest lemnării totale. Un shadow, ceva, nimic. Șpanghelii, șpanghelii. Scăpăm de astea rapid. Chituri al Madridului nu l-ar da nici din greșeală. Fixer și Lauscia și cam asta este. Și hai să vedem că astea practic sunt pachete de la sezon ce am luat pe aici și lea. O să avem 100% walkout pe episodul ăsta. O timp de și ceva utilizabil. Ăsta e pachetul pe care l-o băgam miercuri seara. Să fie bine să nu fie rău. Și avem. Ok. Left back. 85. Vărul Dalglish. Robertson. Sigur că da. Și în spate să fie oare direct marele puternicul unde? Fashion icon-ul. Care se îmbracă în tot felul din nebunii. Nem to do. Cam buca închis pachetul, dar e ok. Măcar mai facem din și Foderini. Să vedem. În continuare mi se pare că n-are sens să bage promoții dacă bagă genul ăsta de drop rate. Adică eu am prins un singur card până acum din promoția asta și și-l a fost moc aici, nebun. Deci cu promoții din astea mai bine să nu mai bagi deloc. Și avem walkout. Goalkeeper, domnișoara Handler, 88 rating, not bad. Posibil să o mai am. Sigur că da, mai am și un spațiu acolo, let's go time. Hai, Gicule. Să vedem. 84x3. Teoretic, pachet bun. Practic, să fie bine să nu fie rău. Și avem. N-avem walkout din 84x3, domnilor. Ce să zic? Domnul Palinia. Dar în continuare. Dacă se află în pachetul ăsta un neniacunde, absolut perfect. Deși nu cred. În spatele ăsta două carduri 84 lemnării totale. Și e mai exact. Ok, Vicario, bun. Ăsta l-am cumpărat, o să-l vând. Cât costă? Era 2500 când l-am luat eu. Tot acolo probabil că o să fie. Un card decent. Dar mă ajută mult cu chemistry la Son Goku, deci e cas. Îl dăm pe 2600 ca băieții. Nea Delict cu Nea Pălincă. Let's go time. Hai, Gicule. Avem totuși garantat. 86x2, ești nebun. Double walkout. Să fie bine să nu fie rău. Dă și mie un din ăsta nou, cum îi zice, un rush. Stai bă, total rush. Hai mă, nene, mă, să fie bine să nu fie rău. Ultra, mega, topor. Hai că avem total rush în pachet, domnilor, dacă e ceva. Colecția de goalkeeper continuă, ăsta e Ederson all day every day, după cum l-am văzut așa. La mișcare sigur că da, și în spate. Swanson. Păi bune pachetele. Nu zrele deloc. Chiar grozave, aș zice. Mai are sens ceva pe aici, trebuie să văd dacă mai am vreun pachet. Trinitin și pe ăștia aici și lea și hai să văd dacă mai trag ceva pe dreapta. Și am mai cules niște posibile lemnării. Să vedem. Pe undeva tot trebuie să sară un rush din ăsta aici nebun la cap, doar n-or fi total plecate din pachet, mă gândesc, ei porți în game. 84 regol pack. Dă măcar un cundem, mă, nene, mă. N-avem walkout. CM, aceeași poveste, 84 Palacios. Doar n-o fi 85 din 84 plus. Băieții, nu te aminte, îți zic pe față. Este 84 și un plus acolo la vrăjală. 85 plus. Dă și mie un cundemă, nene. Hai mă că nu-ți cer direct mare Vinicius. N-avem walkout, logic. Cum am zis, bă, îți dă exact ce zice. Palinia, dă-ți seama. Deci eu dau numai Palacios și Palinia în continuu. Blăniță. Probabil că asta e rotația în momentul de față, când deschid eu pachetele. Nu salti carduri prin pachete.
835. Total rush ceva, nenea. Promoție nouă, vrăjelă. Opa, ia vezi că e walkout aici. CM. Argentina din nou. Ai dat asta eu de la McAllister-ul. N-avem nici double walkout, deci în spate numai cardul 85 mai pot fi maxim. Ceea ce din nou n-ar fi rău dacă ar fi cu un de pe zon. Numai zic. Deci dacă ar fi cu un de pe zon, ar fi cas. Fără cu un de pe zon, e cam nasole de primăvară. Ceva cu like-uri, domnul McAllister. Arată like dacă ești fraier. L-am făcut pe fraier. Asta este. Și în spate, domnul Kunde. Bă, nu prea arată Kunde niciunul de pe aici și le-am încerc să văd, dar nu-i Kunde, nu? Shmanghili, 3 double ceva. Ok, costă oare vreun șfanț? 1900, ia vezi, nu? M-a tentat să-i dau direct topor style. Utenia Vlahovic. Bă, știe, trimitem acolo. Și trebuie să fac și spația. Am făcut și Team of the Week upgrade-ul ăsta, deși nu prea merită. Totuși dai un squad de 84 ca rating. Și acai să vedem dacă a avut sens. Până acum le-am făcut, cred că pe toate, doar că am luat 83, cred că a fost cel mai mare OVR. Dar cine știe, poate data asta îmi dă un upgrade la Son Goku. Ia vezi, Heung-min Son din acest pachet, nu chiar Mocangelos. Hai că am uitat să trimis pe verișori. Și direct mare. Heung-min Son din Team of the Week țapă 1 din 5 vrăjală. Și n-avem walkout. Clasicul e right back, Olandezia, Dan... cartof prăjit sproj, de fapt, stai, nu Dan Fries. Bă, not good, not bad. Cred că e 84 sau ceva în genul. Dar 84. Ăsta nu-i cea mai rea chestie dacă primești o evoluție. Dacă îi dă un pic de defending, un pic de pace, arată chiar ok. Și având în vedere că am și jucători olandezi în echipă, am și jucători din seria, ar putea fi interesant. Într-adevăr, și ăsta e moca, efectiv. Cam orice card de momentul ăsta pare a fi moca. Drop rate-ul este la pământ. Și avem un 85x2. Să fie bine, să nu fie rău, a 15-a oară astăzi. Amă, nene, o. Domnișoară micuță, nu e bon mati. Ba nu e bon mati. Ce aia am? E mai rău. Măcar bon mati era rating mare. Double walkout? Ok. Saca, mare țiaca, cu domnișoara de binia. O fi de bine, de binia nu cred, dar parcum mai am. Sau pe Marto am, nu mai știu exact. Oricum mega, mega legendar de slab drop rate-ul. Per total, nu așa. Domnișoara e gratis și domnișoara apare nu mai am, dar așa ți-i aminte cu am 5 cu 5. N-arată rău dacă primești o evoluție. Și ultimele pachete culese, un 84x4, un 85x3 și cam ăsta a fost sezonul. O să trească să mai joc, nu mai știu, ceva vrăjel cu Manchester City și Liverpool, parcă era, sau ceva pe acolo, ca să termin sezonul și o să am și un pachet de 87x3. Și hai să vedem. Avem sau n-avem? N-avem. Dar totuși walkout. Brazilia din nou. Deci rotația full. Tony Ederson. Ba nu mă, cât de data asta e ok. Îl mai am și pe vericul ăsta, dar măcar e rating măricel. 89, nu-i double walkout din păcate, dar în continuare eu am speranța că poate vine nenea Kunde în spate. Atât, nu cer mai mult de nenea Kunde. Ceva cu like-uri nenea Lisoanili? Nu? No? Bine, asta este. Nu putem să-l obligăm pe nenea și în spate. Nenea Kunde. Cred că am zis de 20 de ori pe episodul ăsta Kunde. Și-a bubuit și jocul. Era păcat să treacă un episod fără așa ceva. Poate a fost cu noroc de fapt. A vrut să pice jocul, să-l bage pe nenea Kunde pe spate. Ia vezi. Chiar îl avem pe nea Kunde. Linii de 84 în afară de nenea Alison. E ok. Mergem mai departe. Să vedem. Poate e mai bun pachetul cu 85x3. Poate acolo vine de fapt în sfârșit Ionica Messi total rush. Deja mă mănâncă nasul. Opa. Team of the week. Hansen. Show. Care e double walkout. Nu știu dacă o să fie walkout mare. Oblak. Ok. Să zic ce sper să fie în spate oare. Genial drop rate. Vanghele și în spate. Cine să fie oare? João Cancel. Măcar e triple walkout. Dar lemnărie total. Da. Cam astea sunt pachetele, din păcate n-au fost să fie mega, mega pachete, după părerea mea, și totuși nici măcar urmă de total rush.
în ideea în care-s vreo 2 sau 3 carduri slabe pe acolo care puteau să pice lejerean. Dar ce să faci, n-ai ce să faci, poate data viitoare. Cam ați văzut, mersi faină divizionare, să aveți o super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!